avem astăzi? Dați-mi și mie niște liste, dați-mi ceva să-i văd. Ce faci? Ai semnat protecția muncii? Uite-te și tu, hai să filmez două camere diferite, da? Camera aici o să stea Șerban Copos cu Badea, da? O cameră mică, minusculă, hai să-ți arăt în partea asta. Uite-te și tu, culoare și umor, da? Aici, în camera asta mare. Ai simțit că tu ai camera mai mare, mai spațioasă. Da, nici nu vreau să am tangențe cu ei, pentru că ei sunt geloși pentru că am venit eu aici. Hai să-mi aduc și eu iepuri și porumbei, te rog, și gențile, să le duc sus acolo. Câți iepuri ai? Un iepure și doi porumbei. Aduci și tu niște morcovi, niște... Haide, Cristi, simte-te, tată. Păi, dar ce, mă, el nu e om? Hai, Sabine, stai aici, lângă frate tu. Și tata, multe, mă. Mergi așa, bine. Asta ce e, lampă să-ți lumineze mințile? Ai adus bateriile alea? Nu ai să rog pe salubi porumbelul. Lasă-mă să simtă libertatea. Ce-a făcut, mă, să arunc mâncați o zbura ta? Lasă-o așa, fără ăla, lasă. Unde ești, Mircea? Andrei? Unde ești, măi? Adi, tată. Adi, tată, vino cu... Adi, mă, vino. Uite-te. Uite-te. Stai și tu aici, simte-te bine, stai, Andrei. Ce e aia, mă, ce e? Tot mine, de mințile? Detector de minciuni. Aoleu! Gata, tată. Suntem la umor. Curiozitatea mea este, câți dintre voi fac stand-up? Mâna sus, vă rog. Eu salut ca Regina. Foarte mult se vorbește că stand-up-ării au apărut ca ciupercile de după ploaie. Nu vreau să se întâmple asta aici. Dacă ați venit, vreau să dați ce mai bun, ce aveți voi mai bun, materialul cel mai bun. Nu vreau să vă pierdeți cu firea, să vă întoarceți, să ziceți, stați că am uitat textul. E cazul, e vreun caz aici, unul care își uită textul? Nu. Nu, tată, îi avem pe cei mai buni. Ce faci, mai luat bluza fetei? A, nu tu. Ia a luat-o pe noi. Tu ai venit așa, el a venit, tu ai moment aici? N-ai moment. Suntem la umor, vreau să-ți arăt un număr de magie. Suflă, te rog, și o să citesc gândurile. O bilă, țin-o, te rog, trage de ea. Ai mai tras vreodată? Ai mai ținut vreodată o bilă în mână? Scuze-mă. Da. Am ținut două. Da, două. Una singură, da? O arăt. Una singură. Te rog mult de tot. Strânge mare. Tare, strânge. Ia-o repede o bilă. Ai zis că două ai ținut, da? Hai să vedem dacă e adevărat asta. Eu citesc gândurile. O pun aici. Ia uite. Deschide palma. Două. E adevărat, mă? E adevărat. E adevărat. Uite, o să încerc să citesc gândurile. Vreau să te rog să te gândești tu unde te vezi peste 3 ani de zile. 4 bile, 1, 2, 3, 4. Mamă, double! Da. Ții mâna, te rog, gândește-te, eu o să iau gândul tău și o să-l transform în realitate. Unde te vezi tu peste 3 ani de zile, da? Ok. Te-ai gândit unde te vezi peste 3 ani? Da. Niciodată n-am dat greșit și mi iese tot timpul. Iau gândul tău și-l transform în realitate. Hai să vedem. Unde o să fii tu peste 3 ani de zile? Deschid? Da, te rog, hai să... E cam mică, okay. Te-ai gândit la ciuperci, da. La tun, că ăsta e un tun, uite. Ce să fac cu asta? Asta e pentru o începătoare. Hai că dacă e... mai trec eu pe aici, bine? Da, Sorine, eu nu pot să lucrez în astfel de condiții incendiare. Zim dacă, atâta vreau să știu dacă te-am impresionat. Nu, nu m-a impresionat absolut deloc, da. Mai, nu e prima dată când văd o... Am și gene. Și tot și pun flutură, zboară, dracu, că dau extensie. Ce ai, ce faci? Te apuci pe aici să mă chinui? Tu limba. Unos por băieți, una por fete, no? Una para los hombres y una para las mujeres. No, mi amor. Una para mi marido y una para quien me dé la gana. Ce-a făcut? Aoleo, aici mi-a zis-o frumos. Ce-a zis? Una pentru bărbatul soi și una pentru... Gen... Știe, le are cu... De unde vii? Barcelona.
Barcelona, frumos în Barcelona. Beautiful. Frumos vecina, suntem vecine, eu am stat în Palma de Mallorca. Să mor eu. Unde? Că am fost și eu în Palma de Mallorca. Unde? Te-am respectat, ce vrei să-ți dau adresa? Vrei să mă găsești pe acolo? Nu mă, nu, că sunt căsătorit. Vreți că merg la tata, căsătorit. Sunt căsătorit, femeile trag la mine. Upotolește-te. Te uita. Te uita. Ți-e frică de noi? Nu mi-e frică de oameni. Te sunt nervioso. Te sunt nervioso, Carina. Te sunt nervioso. Ce zice? Nu stai chezi lengua. Ce zice? Stai nervioso. Eu nervos? Sí. Să uite să baby. Mi mujer, mi mujer, mujer. Regarda la TV. Te lasca. ¿Qué con está hablando? ¿Qué dice que te? Yo no veo la tele. Está mirando, pero está mirando. Está intentando no mirar, está intentando no mirar. No he hecho la cosa, está muy dura ahí ya. Pane o la lagura. No he hecho la que te echó, está muy dura ahí ya. Pane o la lagura. Ple. ¿Tú știi să faci asta? Da. Văd și eu. Bravo ție, felicitări. Ție nu ți-e teamă că o să-ți pice frunzele. Așa, și? Ceva, bă, băiatule! Sunt fanul tău numărul 1, nici nu mă așteptam. Vreau să calc pe urmele tale, să te ajung din urmă. Merg eu înainte, dacă vrei. Călcă pe ele. Ia zi, mă, băiatule, ce-i cu tine aici? Cine te-a împins? Ce ți-a zis? Mamă, sunt foarte fericit. Familia ta ce zice? E bine, eu sunt foarte fericit că am fost ca un leu închis într-o cutie. Doamne! Și acum sunt liber. Te-au eliberat foarte bine. M-au eliberat. Nu știu dacă au făcut bine. M-au făcut foarte bine. Se vede, eu uite-l, bă, au energie ăștia din comun. Pe mine, Michael Jackson m-a stat enorm de mult, m-a inspirat. Dar cum și acum m-a văzut inspirat. Într-o seară, ți-a apărut? L-am văzut la TV mereu. Tu ești magician, da, eu sunt scriitor. Poezia e în sacoșă, am câteva cărți. Eu nu sunt eu, eu mă înfrup din tine, mă învăluie în privire glasul tău, mult mai departe de sărmuri, de stele, de soare, întrezăresc chipul tău. Mi-e fric și singur, am visuri deșanțate, mă latră când mă scâini și mă sperii. Uitați-vă cum trăiești. Eram bet. Da. Tu ai putut vreodată să-ți părăsești trupul? Am încercat. Hola, bună seara, ce faceți? Ce-ai facem, făcut, omule? Ce asta, căști de băgat în urechi? No, this is yeah, similar, but this is implant. Ce reprezintă? Ce reprezentă-o? Yeah, it's just implant inside the skin, similar a piercing, but inside the skin. To touch. Yeah, so touch. Look here, move. It's possible to move. Gura, stai dracu, la unul. Yeah, look here, look here, look here. Ce-a făcut? Close eyes, close eyes. Așa? Ce, bă, că reptilă? Reptilă? Similar, man, look. Wow! Ești cățărător! You are cățărător? Are? A little this one. And you have yeah, down, huh? Câte? Only three. Trei, huh? Yeah, only cum three. E? Small. I think I have something for you. Look. Ooh. Oh my God. Oh, look. Oh. Wow. Nice. Oh my God. Nice. Yeah. Thank you. Tu citești gânduri, ha? Ceva de genul, da, mă joc cu mințile oamenilor. Ce zici de chestia asta? Bă, foarte mișto. Vin și oamenii să se trateze la tine sau faci doar evident, pentru entertainment? Evident. După părerea ta, cine e cel mai mare terapeut? De la noi din țară? Da. Aș prefera să nu spun de la noi din țară, dacă vrei spun de afară. Îl știu pe Simeon Ștefan, am auzit de el. Și elementalist, nu e hipnotist. Face și el. Nu uite, e. Mai este, de exemplu, de la Bacău, este da. Magicianul Augustin. Păi da, dar e magician, nu sunt magician. Tu ai făcut spectacole? Sigur că da. Unde le-ai ținut? În țară, prin diferite orașe. O să-l hipnotizez pe Chelu? Cred că putem încerca. Vreau da? Să faci pe Chelu să spună poezii pentru copii. Da. Să spună gândăcelul de Elena Farago. Okay. Și să nu mai vorbească prostii. Poți să faci asta? Sigur. Te pot ajuta cu ceva? Poți să o faci pe nevastă mea să dispară? Nu, că tu ai ales-o. Tu ai ales-o, tu o duci mai departe. De unde vii tu? Din Irlanda, Dublin. M-am înțeles că acolo sunt cele mai multe cazuri de suicidiu. Aș spune mai mult că sunt cele mai multe cazuri de bețivi. Da? Și suicidul vine cu băutura. Ești căsătorit acolo în Irlanda? Nu sunt căsătorit. Păi glumeam de ce cu nevastă. Hai să-ți fac terapie de aia. Glumeam cu nevastă, ia vezi. Ia, uită-te după lumină. Ai probleme, asta nu se sincronizează. Nu. Ți-ai luat vaci, ți-ai luat toi, ce dracu ai făcut? Nu, asta nu este de la, nici de la cățea și nici de la vacă. Dar de la ce? Asta este de la vecina din gară, să știi că a murit, nu mă întreba de ea. De la vecina? Da. Nu ți-e teamă că o să vină după el să-i circeară? Mă duc eu. Te duci după ea să-i duce. Păi ce să rămân dator? Ți-ai găsit consoarta? Din păcate. Tu ai prietenă în halul ăsta?
Două am găsit. Nu, lasă-mă, serios, faci la mișto sau să dai bine la cameră? Pantaloni ăștia, numai Superman are așa. Nu, păi stai, că asta este ca un fel de, să zic, un accesoriu. Aha. Stilul începe de la chiloți. Aaa, și de asta vrei să-i arăți? Da. Sunt de firmă ceva? Normal că sunt de firmă. Și aia avem ăsta, știi, ăsta trebuia să se asorteze un pic cu poșeta. Că, de fapt, poșeta trebuia să fie gri. Da, nu, poșeta așa nu. Seamănă? Da. Da. Aia înseamnă că sunt pe drumul bun. Și ai urmăritori pe Facebook, pe TikTok, pe... Aia, te urmăresc. Bravo, mă, succes. Să ne facă râdem. Bravo.